felicitez, să vă spună, domnul Păun, aplaudătul că este uimitor cum a reușit să-i dovedească pe cei de pe partea aia. Clara Guțu, de asta am și venit ca să o felicit. Bravo, Clara. Știind-o pe Natalia Buciman, pe care tot Cătălina Prețului ne-a propus-o, văzând-o și pe Clara, astăzi am zis, mă, asta de unde le alege la concursul de Miss? Dacă n-a început să cânte, mi-am dat seama că nu ăsta a fost criteriu. Are o voce extraordinară. Și m-am bucurat. Mă bucur și îmi felicit pentru că tot caută, în continuu caută tinere talente și e bine să le promovăm noi. Marile spirite gândesc la fel. De aceea voiam să vă spun că și eu mă tem să nu spună cineva țara arde și noi ne pieptănăm. A spus Oprițul înaintea mea. Și atunci m-am gândit că trebuie să-l contrazic cu ceva. Ca să mai am și ceva de spus. Țara nu arde. Ei se ard între ei. Țara e normală. Și mă bucur atât de mult de normalitatea pe care am câștigat-o prin sacrificiul acelor tineri la Revoluție. Este atâta normalitate care poate fi apreciată de către orice turist care trece prin România. Ca acolo se întâmple un meeting, la câțiva metri se asculte muzică clasică. Asta e normalitate, asta e libertate, asta e frumusețe. Frumusețea unui popor care e compus din oameni care gândesc diferit. E normal. Și vreau să spun, pentru că eu uit mereu faptul că aici vin oameni pentru prima oară de fiecare dată. Văd fețe cunoscute, prietene acestui festival și uit că trebuie să repet unele lucruri. Chiar dacă pe cei care vin de fiecare dată îi pot plictisi, nu este o întâmplare spectacolul de astăzi, nu este făcut ca o contrapartidă la ce se întâmplă acolo. Este un eveniment care a început în mai, este organizat de Primăria Sectorului 3 și se va termina abia în septembrie. În fiecare weekend ne întâlnim aici și ascultăm muzică clasică. Astăzi este o excepție pentru că este o recuperare dintr-o zi de weekend în care a plouat. Mâine vom fi din nou aici de la ora 20, poi mâine la fel. Am să vă spun cine cântă mâine și poi mâine mai târziu. Nu vreau să fie întrerupere prea mare ca să nu se răcească domnul Prițoiu. Vă mulțumesc, continuăm. Și dumnealui știe că o să-i răspund. Ca să aibă foarte mare greutate, o să-l rog pe domnul cu camera profi ca la montaj să nu taie vorbele domnului Tiberiu Păun. Cred că i-ar fi cinstit să le audă toată țara. Sunt atât de frumos spuse, cu atâta greutate, încât e păcat să le ținem doar pentru noi. Tot pentru toată țara, dacă reușim să ne integrăm un pic și din ceea ce vom cânta noi, va fi prima parte din mica serenadă de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Thank you.